Care e pariul tău? Cât în chestiile astea se expirează. Bună, numele meu Ana Maria, astăzi mănânc Turcia. Astăzi sper că mănânc Turcia pentru că, din nou, se pare că 2018 Ana Mănâncă a fost sub semnul expirațiunilor, pentru că eu am primit destul de multe colete și nu am vrut să transform vlogul de marți doar într-un Ana Mănâncă continuu, deși mi se cere foarte des să fac episoade din seria asta. Greșeala a fost că eu n-am filmat clipurile, măcar să le-am filmat și las clip postez eu, dar eu tot aveam alte idei sau nu știu, mă fățeiam eu pe aici. Și am lăsat acest colet verde, frumos și fragil. Acum o să mă uit pentru prima dată în el. Nici nu mai știu cine mi l-a trimis, dar sper din suflet. What? Sper din suflet. Știu că este un băiat care este și booktuber sau are legătură cu cărțile și mă rugați să-i dau și lui un tag pe Instagram. What? Cât de amenințător stau cu cuțitul ăsta. Sper că astea sunt scrisori și că la un moment dat o să găsesc și numele tău. Sau poate sunt lucrări cu note mici de care voi să scap. Aha, asta trebuie să fie pentru mine. Liviu! Salut! Hei, Ane, sunt Liviu, sunt un mare fan de-al tău, îți mulțumesc! Episodul ăsta să ajungă la 50.000 de like-uri, așa să fie. Cutia este verde pentru că green love. Thank you, Babuz. Babuz care îmi trimit chestii, you are the freaking... Le nuclee. Un fel de poke din Japonia, o combinație de chipsuri și Doritos cu cașcaval, ciocolată cu geleu de mure, niște dischete din popcorn. Dischete din popcorn? Un dulce foarte apreciat în Turcia, un baton de ciocolată cu cremă de vanilie și ciocolată în el. Un suc de mere pe care l-am văzut la tineri pe străzi. Cool! Aceasta este esența Ana Mănâncă. Când m-am mai întrebat dacă plecați în străinătate și plecați mai des decât plec eu. Când am creat Ana Mănâncă, și apropo, clipul meu cu fructe exotice, cred că au făcut 2 milioane de views. I-am văzut niște fructe ciudate într-un hipermarket și m-am gândit, ia să fac un clip cum încerc să le mănânc ca să râdă lumea de mine că nu știu să mănânc niște fructe exotice. Ideea acestei serii este ca eu să mănânc lucruri tradiționale, chestii tradiționale, dulciuri și snacks-uri din anumite țări, fie că le vizitez eu, fie că îmi sunt trimise. Vreau să mănânc ce se mănâncă acolo. Condiția este să nu văd înainte nimic, să fie reacția cât mai originală, cât mai autentică și să fie chiar lucruri pe care acel popor le consumă. Când am fost în Turcia, am fost o singură dată în Turcia. Nu, am fost de 2 ori în Turcia. Am fost o dată în Turcia în clasa 5-a cu tata, nu țin minte nimic. Cine ține minte chestii din clasa 5-a? Și a doua oară am fost acum 2 ani în Istanbul. Am stat prea puțin, pentru că de mult mi-a plăcut Istanbulul. Și am stat pe acolo cu niște tineri din Rotaract, care ne-a dus în locuri mai puțin turistice și ne-a arătat chestii mai puțin turistice și ne-a dat să bem, adică ne-a dus într-un loc în care se bea gazos. Gazos este un suc acidulat, băi, da, avea un gust. O să vedeți în clipul ăsta, Ana călătorește, gazos, dați click. Mamă, mi-e dor să fac un Ana călătorește. Am făcut un fel de vlog de călătorie, am făcut acest story time în care povestesc cum mi-am dat seama că îmi place să stau dezbrăcat cu alți oameni. Coruiu cu icermez. Uludag Fruity. Ăștia se cheamă Patos Kritos 3D. Patos Kritos 5 a 12 2018. 5 a 12. Acum este data de 13 decembrie când filmez, vă vorbește Ana din trecut. Sugestia de prezentare, spuneți-mi, le pun pe deget, așa. Ham, 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 ham. Nu știu ce am făcut, ham, ham. E ok. Doar că le-au aplatizat și nu au cum să intre pe deget. Toate sunt plate. Ele sunt ca niște conuri din alea de faci slalom printre ele când mergi la școala de șoferi. Le mănânc așa cu frică, cu nu știu. Ca și cum dacă se expirate, în câteva secunde o să fie. Și sunt bune la gust. Se expirate doar de o săptămână. Și le dau nota 9 din 10 pentru că sunt crunchy. Și sunt cu brânză și n-au nimic greșit care să mă facă să zic: bă, pe ce film sunt? Un dulce foarte apreciat, 5, 5, 5. Bombastic se cheamă, Bombastic! Chocolate cake bar cu marshmallow. Ugh, mie nu-mi place marshmallow, îmi place marshmallow doar dacă este fript o leacă. Un pic grețos pentru mine, așa că într-un fel sper să fie expirată asta, dar în alt fel vreau să gust ce este super apreciat în cultura turcă. 25-a 2-a 2019. Yes! Marshmallow-ul, ciocolatele tale, cake bar. Ah, este deja în boale. Uite-l, 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 uite-l. I don't like marshmallow. I don't like marshmallow, dar asta nu-i chiar rău.
Nici măcar nu-i marshmallow, adică... Oh! Oh, shit! Zici că e pan de șpan învelit în ciocolată, adică marshmallow. Mmm! Textura din aia, deci revine la forma inițială, are o elasticitate din asta. Și marshmallow cred că este doar... Știți, înainte să tragă ciocolata deasupra, au pus un strat fiind de... Dar nu-i pe gustul meu. 6 din 10, s-ai făcut la bursa. Urutac fruity, da, cu măr. Nu-mi dau seama dacă e expirat sau nu, nu-mi dau seama dacă e 8 sau 9, văd ceva cu 9. Aha. Doamne, cât e de gazos! Continuare nebunul scoate bole. E atât de gazos încât bolile mi-ajung în ochi și nu dau lacrimile. Cred că e foarte mișto dacă îl ții la rece și, într-adevăr, dacă îl bei vara. În freshness pe esofag. Biscolata sticks. Șutlu cicolatale. Mi s-a desfăcut. Umblat cineva la ciubucul meu. Nici astea nu sunt expirate. Unul acesta ar trebui să fie un fel de pochi. Pochi am mâncat în anul încă Japonia. A, da, ok. Dar biscolata sună și bine, băi. Biscolata, seduci fata. Biscolata... Nu vine absolut nimic. Poate că trebuia să beau un loc de suc din ăsta. Poate că trebuia să beau ceva alcoolic ca să-mi vină inspirația pentru versuri. Pentru că toți mari poeți, nu toți, nu vreau generalizez, dar mari poeți ai lumii erau niște alcoolizați. Mamule Remizin. Că produsele noastre înseamnă Mamule Remizin. De ce nu mănânc dulciurile la timp? Ne dăm să mănâncă tatlii, e miorum. Stăm Nirvana împreună. Oare s-o rupt? Da, s-o rupt. E ca un mic Finetti umplut cu ciocolată, Finetti roz din aia așa și învelit în ciocolată. Are gust rău, are gust rău, are gust rău. Să încercăm acest fiu stic cu pepene de la turci. Da. Unsprea patra, 2018 expiră. Guys. Nu, sunt mai puternică decât un suc un pic expirat. Dischetele astea de popcorn sper să fie sărate, pentru că eu am avut gastrit acum vreo 2 ani și o trebuie să țin un fel de regim și mâncam din astea, cu porumb, cu orez expandat. 24-8-2018. Ce bine că sunt expirate! Astea sunt plictisel din alea de dietă. Sunt snack-urile cele mai triste. Bine, fetele care sunt la dietă sau oamenii care mănâncă sănătos, nu știu de ce vă uitați la această serie. Am un ceai. Se cheamă Of Chai. Of! Dar ceai, drag! Dar ceai! Of Chai! O să-mi fac acest ceai și o să-l pun pe Instagram. Ceaiul nu expiră, auziți? Ceaiul expiră? Cu o ciocolată de la All Care. Iapo se cheamă, iupo, cu jeleu. I don't like jeleu. Jeleu cu cola, Coca-Gelo. Băi, nu tot ce e dulce și bun la gust. Mulțumesc, Liviu. Sper că s-au mai liniștit lucrurile și la turci cu toate protestele, cu câți nebuni sunt, cu conducerea, cu atentate, cu nebunii. Și o să ajung și eu în Turcia și o să pot să fac partea a doua acestui clip. Vă pup tare, vă îmbrățișez și vă mulțumesc, babus, că vă gândiți la mine atunci când mergeți în vacanță sau în călătorii de business și vă gândiți și la stomacul meu și promit că în 2019 o să le mănânc la timp. Bye!